mir dor să mai merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mai merg la un ceai. Așa cum v-am obișnuit, estimați telespectatori, noi putem bea ceaiul de la ora 5, programându-ne și o altă oră și în deplasare, dacă se poate. Lucru care se întâmplă acum, cu câteva zile înainte de anul nou, la Complex Park Pin din Moinești, și unde sunt onorat că pot să-l provoc la un taifas prietenesc. Pe domnul Gheorghe Baciu, domnia este primarul municipiului Azăduș. Nu, eu zic municipiul, că așa e devenirea. Orașului Slănic Moldova. Dați-mi voie să vă trimit și mâna. Bine ați venit în zona noastră, pe Valea Trotușului. Desigur că e plăcut să vin și la Moinești, cum de altfel și dumneavoastră vă simțiți bine când veniți la Slănic Moldova. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor, un gând bun de final de an. A fost un an greu? Da, a fost un an greu din perspectiva muncii și a implicării, dar un an bun din perspectiva rezultatelor. Dacă ar fi să trecem direct așa la cifre, în 2019, practic, primăria Slănic Moldova a avut primul an în care, fiind deblocate conturile, a putut să-și managerieze, să facem un management, o administrație publică performantă, bazată pe niște viziuni, pe niște moduri de lucru. Pe o susținere financiară clară. Pe care, da, domnul Frățilă, așa mai concret. Eu personal mi-am propus în 2017 să monitorizez toate cheltuielile și veniturile din primăria Slănic Moldova. Și am tras concluzia că nu mai putem continua așa, întrucât veniturile erau mai mici decât cheltuielile și nimeni în lumea asta nu îți dă bani pentru funcționare. Respectiv, dacă pentru proiecte, pentru investiții, se mai găsesc culoare de finanțare, pentru ca să te gospodărești tu, să funcționezi, nu reușești decât prin resursele tale proprii. Ori tai din cheltuieli, ori crești veniturile. S-a întâmplat ca în 2018 acest lucru s-a pus în aplicare, respectiv am redus cheltuielile acolo unde erau foarte mari. Vă amintiți, am desființat poliția locală, spre exemplu, sau alte măsuri foarte grave, dar care s-au repercutat pozitiv în perspectiva bugetului. Și pe de altă parte am crescut veniturile, atât cât să poată suporta agenții economici, pentru că la populație nu am oferit nimic acestor cetățeni. Nu este corect să crești impozitele atât timp cât nu oferi ceva. Din păcate, noi n-am fost pregătiți să atragem fonduri. Primăria, când am ajuns eu, știți foarte bine că am găsit conturile blocate, dar peste asta nu avea pregătite culoare de finanțare, proiecte pentru finanțare, și din cauza asta nu am reușit să depunem proiecte multe, dar am reușit în 2019 să facem primul an în care avem bani pentru dezvoltare, avem bani pentru sustenabilitatea primăriei și este foarte aproape incredibil, dar este foarte un impact foarte bun în primărie. L-a avut taxa specială pentru turism. Spre exemplu, până acum, așa, dau cifre, nu agenții economice. Nu, plătesc taxa de turistică, este plătită de fiecare turist peste tot în lume. Am înțeles. Deci nu este vorba de, o taxă pe care o plătesc cetățenii sau agenții economici. Este vorba de o taxă pe care cetățeanul, turistul, o plătește la recepție. A fost un leu pe zi în fiecare zi în 2018 și 1,5 lei în 2019, respectiv încă 1,5 lei pentru ape minerale. 3 lei pe zi, cazarea este 100 de lei cel mai puțin, până la 280 de lei, nu? Indiferent de prețul cazării, pentru că o persoană, chiar dacă este la un hotel de 2 stele, chiar dacă este la 5 stele, consumă teoretic aceleași facilități. Și atunci
am pus identic, uniform taxa, dar vreau să vă spun cifra. În 2016, din această taxă, eu am găsit-o, taxa era 5% din prima noapte de cazare și elevii, studenții, pensionarii nu plăteau și am încasat în 2016 marea sumă de 7.000 de lei. În 2019, până la acest moment, avem aproape 500.000 de lei. Din banii aceștia avem cu ce să întreținem izvoarele și să facem explorarea, că acolo se fac niște idei de acele de care știu desigur, că vă preocupă. Și avem din ce să creăm evenimente, să întreținem parcul, mai punem și noi, bineînțeles, la frumusețare, dar cel puțin am rezolvat o problemă a lipsei de de buget, în sensul în care noi până acum administrațiile de până acum luau banii publici de la cetățeni, din impozitele cetățenilor și le duceau în această zonă și asta nu este drept. Pe de altă parte, vorbim strict despre rezultatele anului 2019, desigur că am reușit să rezolvăm niște probleme importante pentru Valea Stănicului. Spre exemplu, am schimbat tot iluminatul cu LED-uri. Da? Și asta din surse proprii, pentru că nu am găsit culoare de finanțare. Știți că pe iluminat public trebuia să faci dovada că stâlpul e al tău, că e cablul tău și așa mai departe. A durat puțin până am preluat în gestiune aceste instalații, dar am reușit să facem acest lucru. Am reușit să finalizăm proiectul de, pe măsuri în primă urgență pe Compania Națională de Investiții pentru reabilitare Torenți. Știți că noi am fost afectați de inundații și a fost foarte drumuri care au fost pur și simplu pulberate acolo la intrare în Stănic. Practic, toată infrastructura a fost refăcută de drumurile naționale și de apele române, apele române parțial, dar tot ceea ce privește afluenții ăștia, pâraile astea, torenții ăștia pe Valea Stănicului, nu se făcuse nimic. Noi am finalizat proiectul foarte greu, pentru că e vorba de proprietatea terenului, se aduce în domeniul public aceste terenuri, unele erau cadastrate greșit sau chiar intenționat, unele cadastre au ieșit în zona Alpilor și a trebuit să reglementăm asta. Pe de altă parte, am reușit să continuăm procesul de explorare, suntem după 2 ani de explorare a izvoarelor, noi sperăm în aprilie, maxim mai anul viitor, să luăm licența de exploatare. Este un obiectiv prioritar al meu de când am ajuns primar, pentru că nu este normal ca aceste izvoare să fie în domeniul privat și noi să stăm și să asistăm la cât de mult își dorește un privat să dezvolte sau să fac aceste izvoare ca un punct de atracție și de tratament balnear. Era normal ca noi să avem această licență, da, și pentru prima dată în istorie, poate telespectatorii au mai auzit asta, dar o repet, pentru prima dată în istoria stațiunii noastre, aceste izvoare sunt administrate de către Consiliul Local și chiar astăzi avem pe ordinea de zi, avem o șansă de consiliu, da, și avem pe ordinea de zi la punctul 1 exproprierea unor terenuri și clădiri din zona izvoarelor pentru interes public. Suntem de un an și jumătate în instanță cu acordul pentru a merge pe 21 de metri pătrați. Deci avem nevoie de cale de acces de 21 de metri pătrați și proprietarul ne tot încurcă cu tot felul de tertipuri și am hotărât să expropiem, legea ne permite prin hotărâre de consiliu, după care facem evaluări și i-am dat banii și închidem această problemă juridică. Chiar dacă va fi și un proces sau, mă rog, ceva în bine, noua lege a expropierii, de fapt nu e nouă, e de 6 ani, ajută foarte mult în sensul în care, din momentul în care i-ai trimis banii în cont, a doua zi beneficiezi de clădire de teren. Urmând ca persoana, societatea respectivă, dacă nu este mulțumită, se duce în instanță, dar în tot timpul acestui proces tu beneficiezi de această, de aceste clădiri. Adică ne favorizează și vrem să beneficiem, să nu mai stăm, noi trebuie să punem foarte repede un proiect pe exploatarea izvoarelor.
și exploatarea lor trebuie făcută de secol 21. Sigur. Ea a fost o exploatare gândită în anii 60, implementată la începutul anilor 70, cu tehnologia și cu viziunea de atunci. Noi astăzi avem alte planuri, spre exemplu vrem să facem un bar de ape minerale în parcul din stațiune, cum au majoritatea stațiunilor. Și cu caracteristicile fiecărei izvor, a fiecărei... Da, ele rămân, caracteristicile rămân și la izvoare, și vor fi aici. Probabil. Da, asta este implicit, imediat ce vom obține această licență. Indicațiile terapeutice. Adică ordinea cronologică este obținem indicațiile terapeutice de la Institutul de Balneologie, după care mergem la ANRM și obținem licența de exploatare. Din momentul în care avem îndeplinite aceste condiții, după aceea putem să exploatăm aceste izvoare. Desigur că lucrurile se vor schimba și din perspectiva atractivității pentru investitor. Orice investitor care și-ar fi făcut un plan de investiții până acum să vină să cumpere sau să construiască un hotel la Stănic și-ar fi pus problema la cine sunt aceste izvoare. Sunt în domeniul privat. Mai nu vin că cel privat mă poate condiționa. Sigur, ca la plajă. Să spun asta e plaja privată, da. Numai pe când, clienții mei. Pe când fiind în domeniul public, în administrarea Consiliul Local, Consiliul Local le va oferi în egală măsură la toți. Și bineînțeles că asta reprezintă și reprezintă o atracție pentru investitori și pentru turiști care să vină să consume aceste ape. Noi ne propunem ca această apă să curgă liber pentru toți cei care vor să bea apă, oricâtă vor să bea. Respectiv, nu vrem ca să pățim ca la Olănești, am înțeles că este te duci cu cardul sau plătești o taxă și nu vrem. Vrem să curgă liber, dar aceste cheltuieli făcute strict pentru apele minerale, ele trebuie să recuperate de undeva. Uitați, numai acum în decembrie avem aproape 30.000 de ron cheltuiți pentru rampele pentru persoane cu handicap. Niciodată zona izvoarelor nu a fost dotată cu rampe. Și anul acesta, pentru prima dată, mai mult de jumătate am terminat în perioada de vară și acum podețele alea pietonale le vom rezolva cu alte structuri, dar cu posibilitatea ca orice persoană inclusiv cei cu handicap să poată, circula de la sonda 2 până la intrare la izvoar. Și alte cheltuieli. Cazinoul? La punctul 2 avem astăzi expropierea cazinoului. Asta este o... Pentru că noi am avut o perioadă foarte grea, atât financiar cât și cazinoul, cu litigii, cu tot felul de probleme. Din păcate, el a fost vândut în 2013 de către fostul proprietar și, din păcate, consilierii noștri locali, 12 din 13, au ridicat mâna că nu-i interesează dreptul de preemțiune, el fiind monument istoric de clasă A, legea spune că trebuie să-și exprime autoritatea locală dreptul de preemțiune. Din păcate s-au exprimat consilierii noștri, foștii consilieri, că nu-i interesează și atunci noi astăzi singura care este să expropiem un interes public. La fel vom găsi aici nu avem deocamdată o sursă de finanțare proprie, pentru izvoare avem banii pregătiți, dar pentru cazino nu-i avem. Urmează să identificăm, astăzi aprobăm practic nota conceptuală de refacere a acestui centru cultural și istoric, da, cu săli speciale pentru artă. Noi trebuie să readucem turiștii de cultură, de artă la Stănic Moldova. Lucru care faceți și acum, dar faceți în exteriorul clădirii. Facem în foișorul de muzică din parc sau în fața clădirii. Da. Din păcate... N-aveți acces în interior. Nu avem în interior, dar chiar și terenul din fața cazinoului este parte a acestui proces de privatizare. Gândiți-vă cum aș simți eu, născut, crescut în Stănic Moldova, să știu că cineva îmi limitează accesul, că fiind proprietate private, el oricând poate spune aici e proprietate privată, noi stabilim cine circulă pe aici. Nu accept așa ceva. Până anul acesta nu am avut, ne-am concentrat pe redresarea financiară, pe proiect, pe punerea primăriei, pe un făgaș de sustenabilitate. De anul acesta avem aceste ocazii să gândim și altfel și am făcut-o deja și vă promit că foarte curând acest lucru se vor întâmpla. Domnule primar, avem vreo 3 minute în care aș vrea să vorbim
ce n-am vorbit, ca să spunem așa, de tras o concluzie. A fost un an bun până la urmă și cu curajul dumneavoastră, pe care l-am remarcat încă de la începuturi, iată că duceți în zona publică și a serviciilor publice și a confortului, pentru cei care știu că aici, la Sfânic Moldova, dintotdeauna au venit și s-au tratat, să duceți o calitate mai bună a stațiunii și a celor care au interes să vină în această zonă, unde aerul e frumos, unde curat, unde atmosfera e plăcută. Și din acest punct de vedere, vă admir pentru curajul dumneavoastră. Acum să vedem cum veți scăpa din eventuale litigii, că ele vor mai fi. Da, dacă nu ne asumăm, domnul Frățile, nu vom... Dacă stăm așa cu frică, de ce să-mi fie frică? Este localitatea unde eu m-am născut, am crescut, m-am dezvoltat ca om. Până la 26 de ani eu am trăit și m-am bucurat de această localitate. Am și eu niște obligații față de această localitate și vreau să las mai departe niște lucruri făcute sănătos, în sensul în care mâine, poimine nu mai suntem, da? Cum rămâne localitatea împărțită între niște șmechere acolo, între niște persoane fizice, sau o lăsăm ca zestre la Consiliul Local. Fiecare Consiliul Local la fiecare 4 ani cât o să fie se primenește, dar puțin probabil că vreun Consiliul Local o să mai vândă cazinou sau vreun consiliu local o să mai vândă terenuri pe la izvoare sau alte lucruri. Și atunci, desigur că n-am putut să fac totul în 3 ani de zile, mai ales că 2 ani și jumătate eu am fost cu conturile blocate. Este foarte greu, dumneavoastră cunoașteți foarte bine. Eu vă doresc succes pentru următorul. Da, bine, asta rămâne de văzut. Dar nu, vreau să vă spun că mi-asum această atitudine de om care... cu fermitate și cu respectarea legii, că nu fac ilegalități, voi acționa cât mandat mai în interesul comunității, nu în interesul personal. Dacă nu punem interesul comun înaintea interesului personal, noi nu vom reuși. Nici pe stradă, nici trebuie, în familie. Întotdeauna cineva pune interesul familiei mai presus decât interesul lui. Sigur. Și muncește mai mult sau economisește. Și poate să aducă mai bine familie. Desigur, desigur. Așa se întâmplă și într-o comunitate. Eu știu că timpul vă presează. Aș vrea să nu încheiem înainte de a transmite un mesaj, un gând de an nou cu rezultate și cu succes și cu sănătate pentru comunitatea dumneavoastră, da, Băcăoană, a orașului Sfânic Moldova, dar și pentru zona noastră de acoperire, să spunem, a televiziunii Telemoldova Plus. Desigur că mă bucur că am ocazia să transmit un gând bun de la Sfânic Moldova pentru toți moldovenii noștri și de aici și de dincolo de Prut, pentru că emisiunile dumneavoastră se văd și acolo. Vreau să le mulțumesc că ne vizitează în speranța că de fiecare dată când vor veni, vor găsi lucruri noi și stațiunea crescând ca și calitatea serviciilor, ca și infrastructură, ca și trasee turistice și celelalte facilități pe care noi le oferim, evenimente. Eu le mulțumesc, invit pe cei care nu au mai fost de mult timp la Sfânic Moldova să ne viziteze, să revină în localitatea noastră și să se bucure alături de noi de aceste daruri ale lui Dumnezeu, de aceste binefaceri pe lângă care localitatea noastră s-a dezvoltat. Desigur că avem proiecte frumoase și desigur că îi rog să se conecteze, să urmărească emisiunile Telemoldova în primul rând, pentru că pe aici lucrurile se desfășoară așa mai la nivelul oricărui cetățean din zona noastră, dar și pe online ne veți găsi, avem pagini de promovare și pe primărie, prietenii Stănicului și alte pagini, ocazie cu care veți afla despre evenimentele noastre și, bineînțeles, vă invităm să participați la evenimente și să reveniți cu drag în localitatea noastră. Pentru sfârșit de an, eu mulțumesc tuturor celor care, colaboratorilor noștri, cetățenilor noștri, tuturor celor care s-au implicat în proiectele noastre, în dezvoltarea localității noastre, direct sau indirect. Le mulțumesc sponsorilor, am avut sponsori în această perioadă, fără ei nu reușeam să facem aceste lucruri. Vă amintesc, domnul Frăsile, că
primele izvoare pe care le-am cumpărat la licitație, primele trei terenuri, au fost exclusiv din sponsorizări, au fost oameni de bine care au pus bani și hai să fie, hai să punem domeniul public. Da, să fie domeniul public. Le mulțumesc tuturor, în egală măsură, și cetățenilor și agenților economici, pentru că nici lor nu le-a fost ușor să-și plătească taxele, să se achite de obligațiile pe care le au față de primărie. Le mulțumesc și le doresc multă sănătate, un an mai bun, cu bucurii, cu realizări, dar mai ales cu solidaritate pentru binele comun. Îmi doresc foarte mult să conștientizez că numai uniți, solidar pentru principii sănătoase de dezvoltare a organizației, pentru moduri de lucru corect și în timp, un mod de lucru care să lase impactul imediat în favoarea impactului pe termen mediu și lung. Fără acest mod de lucru noi nu vom reuși să dezvoltăm localitățile noastre, să vedem puțin peste interesul personal și să ieșim în fața casei, să ieșim în comunitatea noastră și să facem frumos, pentru că frumosul din afara curții este frumosul comunității, în curte este frumosul din familia noastră. E îndemn să fie solidar, să se implice în proiecte oriunde sunt, în orice localitate, pentru că numai în felul acesta vom reuși să dezvoltăm zona noastră, România, și să ne mândim cu această țară binecuvântată pe care noi am moștenit-o de la înaintașii noștri. La mulți ani! La mulți ani și un gând bun, stimați telespectatori, un gând bun, domnule primar, la mulți ani concetățenilor și prietenilor și partenerilor dumneavoastră din Slănic Moldova, din județul Bacău, Valea Trotușului, Covorimai de Mompesa, și gânduri ce sperăm să vă aducă bucurie și sănătate și speranță în 2020. La mulți ani încă o dată și vă mulțumesc! Mi-e dor să mă merg la un ceas, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai.